Bună ziua, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum să folosiți Microsoft PowerPoint de pe telefonul mobil dotat cu sistem de operare Android și cum să creați o prezentare în Microsoft PowerPoint de pe telefonul mobil. În primul rând, va trebui să descărcați Microsoft Office pentru Android. Puteți face asta intrând în Magazin Play. Apoi accesa și eu Magazin Play pentru a vă arăta ce aplicație trebuie să descărcați. Faceți click în zona de căutare și scrieți Office. Apăsați pe butonul de căutare și este fix acesta primul, Microsoft Office, Word, Excel și PowerPoint. Faceți click pe el și vă va apărea opțiunea de instalare. Este gratuit, vă registrați apoi cu adresa voastră de e-mail. Este foarte simplu și foarte ușor. Eu o să-i dau direct deschideți pentru că l-am deja instalat. Aici, probabil pentru prima dată, vă va apărea să introduceți contul de e-mail. Pentru a vă loga, puteți face asta simplu cu un cont de Gmail sau vă creați un cont de Microsoft cu adresa de Gmail pe care o aveți. Dar pentru a crea o prezentare, facem click în partea de jos a ecranului pe acest plus, pentru a crea o prezentare nouă. Da? Fac click pe acel plus și îmi dă să selectez note, lans, adică un fel de captură sau documente. Eu voi face click pe documente, apoi voi selecta la PowerPoint prezentare necompletată, da? Sau creare din șablon, avem niște șabloane predefinite, alegem imaginile pe baza cărora să creăm sau prezentare necompletată. Eu voi alege prezentare necompletată. Pornește Microsoft PowerPoint. Acum vă voi prezenta câteva dintre funcțiile acestuia. Sigur, ca orice diapozitiv, îmi dă primul diapozitiv unde îmi zice să pun titlul și subtitlul. Voi pune titlul diapozitivului, fac click, se face click pe el, da, și ne apare dacă vrem să rotim, dacă vrem să mișcăm, da, din stânga, da, putem mări acesta. Jos, în partea de jos a ecranului avem fonturile, da. Le vedeți aici în partea de jos, sunt funcțiile de font, underline, de subliniere, italic, dimensiune. Da. Pentru a scrie în căsuță, dăm de două ori cu degetul pe ea și scriem ceea ce vrem să scriem noi. Spre exemplu, eu voi scrie Africa System, sistem geografic. Și voi pune și o liniuță aici undeva la mijloc. Haideți să vedem, fac din nou dublu click. Fac click pe cel de-al doilea, mă duc din nou pe primul. Da, și dau dublu click pentru a pune și o cratimă aici. Așa. Apoi subtitlu voi pune numele meu, să spunem. Ungur Georgian. Da, și am creat deja pagina de titlu și subtitlu. Cum facem dacă dorim să adăugăm un diapozitiv nou? Pentru a face asta, trebuie să mergem în partea din dreapta jos. Vedeți, aici am un buton cu un plus, da? De aici adaug un diapozitiv nou. Fac click pe acesta și văd că mi-a creat cel de-al doilea diapozitiv. Jos, în partea de jos, observ zona cu diapozitive, da? Aici am diapozitivele 1 și 2. Pe cel de-al doilea diapozitiv, spre exemplu, eu voi șterge aceste căsuțe. Cum fac? Când dăm click pe o căsuță, ne apar sus opțiunile, da? De decupare, de copiere, de adăugare, de paste, da, de dublare, putem să dublăm un obiect, de ștergere sau să-i dăm un comentariu. Eu voi apăsa pe ștergere pentru a șterge această căsuță. Fac click și pe cea de-a doua. Din nou selectez opțiunea ștergere pentru că vreau să vă prezint imaginile din bara de jos, da, acestea. Vreau să vă arăt ce reprezintă fiecare. Prima, dacă facem click pe ea, este aspectul. Da, putem schimba aspectul, formatul, designul diapozitivelor. De exemplu, pot selecta acest design și iată, îmi creează căsuțe diferite. Adaugă de două ori pentru a adăuga titlul, de două ori pentru a adăuga text. Nu vreau să fac acest lucru, voi șterge din nou și acestea. Dau ștergere, dau pe al doilea și dau ștergere. Pentru că, așa cum v-am spus, eu vreau întâi să vă prezint funcțiile generale programului, cele din bara de jos. Cel de-al doilea este funcția de comentariu, pentru a adăuga un comentariu diapozitivului. Eu nu vreau să adaug niciun comentariu, nicio conversație, așa că voi închide și această opțiune, nu este foarte utilă. Cea de-a treia funcție de jos, aceasta, reprezintă tabelul. Facem click pe ea și ne introduce un tabel. Da?
Pentru a scrie într-o căsuță, pur și simplu facem click pe, dublu clic pe căsuță cu degetul și introducem aici, spre exemplu, scriu relieful. Da, sus. Pot să zic cadrul natural, spre exemplu. Pentru a caracteriza cadrul natural al Africii. Relief, apoi, de exemplu, în cea de-a doua căsuță scriu hidrografia. Aici să zicem caracteristici. Și pe cea de-a treia coloană voi scrie, nu știu, exemple de trepte de relief, de exemple. Da, eu vă prezint decât un exemplu acum. Da? Și am un tabel. Cum fac dacă vreau să adaug o coloană? Pur și simplu din opțiunile tabelului. Da? Dacă facem click pe el, în partea de jos, dacă vă uitați, am o serie de funcții. Adăugare de coloane, adăugare de rânduri, da, ștergere, să șterg tot tabelul și diverse funcții. Funcțiile întotdeauna le găsim în partea de jos a ecranului. Bun, să zicem că cel de-al doilea diapozitiv este cu acest tabel. Pe cel de-al treilea diapozitiv să spunem că aș vrea să introduc sau să folosesc o altă funcție. Întâi șterg opțiunile predefinite. După care, cea de-a treia, sau mai bine zis cea de-a patra, pentru că cea de-a treia n-am folosit-o, este adăugarea de imagini. Fac click aici și îmi dă voie să introduc o imagine din telefonul mobil. Da, spre exemplu, selectez această imagine a zonelor de vegetație din Africa. Fac dublu click pe ea și dau pe gata. Da, și mi-a introdus-o. Pentru a o mări, de pe punctulețe. Se poate mări, se poate lungi, se poate lărgi, da? O putem modifica cum dorim noi. Dacă vrem să o mutăm, facem click pe ea și pur și simplu tragem cu degetul, da? Drag and drop. Bun, așa procedăm cu imaginea. Adaug un diapozitiv nou pentru a vă prezenta următoarea funcție. Este vorba de funcția de adăugare a formelor. Adică ce fel de forme? Avem figuri geometrice. Și nu numai, veți vedea, imediat, deci opțiunea aceasta, cea de-a, din partea de jos, este penultima. Fac click pe ea și mi-apar formele, fie că este vorba de săgeți, fie că este vorba de figuri geometrice. Să zicem că voi adăuga un pătrat, da? L-am transformat în dreptunghi între timp și vreau să mai introduc și un cerc. Trebuie să le mișcăm formele. Vedeți că avem aici o zonă, da, de mișcare a lor. De aici trebuie să tragem de ele. Facem click pe el și apoi pe acea, de acea zonă trăgând cu degetul poate fi mișcat. Da, trebuie să avem o atingere destul de fină. Pentru că altfel ni se schimbă diapozitivul. Observăm dacă tragem spre dreapta prea mult, se schimbă diapozitivul. Da, am mutat aici cercul, am să mut. Da, și între ele am să pun o săgeată, spre exemplu. Da, am apăsat pe săgeată. De aici îi mut poziția. Da, și trăgând de ea, o pot muta unde doresc eu. Da, haideți să o îndrept, o lungesc într-o parte, într-alta, putem schimba de aici din opțiuni, da, stilul săgeții, spre exemplu, o putem face de altă culoare sau punctată sau cum dorim noi. Bun, am să mă întorc, că este în regulă cum este așa săgeata. Bun, haideți să vedem ce alte opțiuni ne mai oferă programul. Da, haideți să vă arăt și căsuța de text. Din dreapta jos vedeți că avem aici căsuța de text. Am introdus o căsuță de text, făcând dublu click pe ea pot să scriu, să zicem, problemele Africi. Da? Și am o căsuță de text introdusă care se poate muta așa cum am văzut și mai devreme. Am să șterg celelalte căsuțe.
Da? Și mai este această opțiune foarte interesantă de dublare. Dacă facem click pe ea, mai îmi apare încă o dată, da, căsuța cu problemele Africii. Observ acest lucru. Da, pot mări căsuța cum doresc eu sau o pot trage în sus și în jos. O pot chiar și roti, după cum observați. Da, ne putem juca cu opțiunile. Am să o șterg, da, pe aceasta și rămân cu ultima. Bun. Aici, în partea din dreapta, pe această getuță, sunt diverse opțiuni, alte opțiuni pentru a schimba fontul, formatarea, marcatori, da? Rotirea textului, aspectul și altele. Pentru a salva documentul, haideți să vă arăt cum procedăm pentru a-l salva. În partea din stânga sus avem acest buton de validare, să-i spunem așa. Facem click pe el. Și ni s-a salvat prezentarea. Pentru a vedea prezentarea completă, în partea din dreapta jos avem acest buton de play, îi spun eu. Fac click pe el și îmi va porni prezentarea. Imediat. Da, iată, primul. Acesta este ultimul slide. Spre stânga și spre dreapta putem muta cum dorim noi. Da, acesta este primul diapozitiv, cel de-al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea și se termină. Da, faceți click pentru a ieși și facem click aici. Bun. Acestea, dragilor, sunt câteva dintre funcțiile de bază ale Microsoft PowerPoint pentru telefonul mobil. Eu zic că este destul de ușor de folosit și de asemenea, aici avem opțiunea de a-l share-ui, da, în dreapta jos, facem click pe ea și îl putem împărtăși, partaja linkul documentului curent cui dorim noi. Eu sper să vă ajute acest video și să puteți lucra foarte bine și foarte ușor cu Microsoft PowerPoint și de pe telefonul mobil. Vă doresc multă sănătate și o zi cât mai frumoasă!